Subvențiile pe înverzire, aproximativ 530 de milioane de euro, vor ajunge mai rapid la fermieri și asta pentru că procedurile sunt deja scurtate, iar întârzierile de până acum nu se vor mai repeta. Este anunțul pe care l-a făcut ieri ministrul agriculturii Achim Irimescu într-o emisiune la ProTV. Am început plățile pentru subvenții în 8 aprilie, am plătit 600 de milioane de euro și mai avem 1 miliard de euro. A început și plata verde, aproximativ 530 de milioane de euro. Trimitem ordine de plată la trezorerie pentru 461.000 de fermieri. Banii vor ajunge mai rapid la fermieri, procedurile sunt scurtate. La anul în niciun caz nu se vor mai repeta întârzierile de până acum, pentru că modulul actual este finalizat. Modulul actual, dacă l-am fi avut la plățile în avans, totul ar fi mers perfect, dar va funcționa perfect în toamnă, când vom da plățile în avans, a spus Achim Irimescu. Acesta a precizat că întârzierile în ceea ce privește plata subvențiilor pe 2015 au fost generate de cauze obiective și subiective, însă a adăugat că APIA se va încadra în termenul legal de plată, respectiv 30 iunie. Totodată, directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Florin Faur, a menționat că în paralel se lucrează și la demararea plăților pentru zonele defavorizate, unde există în jur de 400.000 de beneficiari. Potrivit Agerpres, în ceea ce privește plățile din sectorul zootehnic, directorul general al agenției a spus că 25 mai, data anunțată de către ministrul Agriculturii Achim Irimescu pentru începerea plăților, rămâne în continuare fezabilă. ANSVSA declară război bacteriei E. coli. De astăzi a început ofensiva, iar inspectorii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și de Siguranță Alimentelor vor preleva sute de probe pentru testare. Potrivit unui comunicat, ANSVSA, președintele Radu Roatiș-Chiețan a dispus structurilor teritoriale să desfășoare un plan național de control, care va avea ca tematică determinarea prevalenței Escherichia coli verotoxigenă. Planul presupune prelevarea de probe din unități de abatorizare, supermarketuri, magazine alimentare, carmangerii, măcelării, restaurante, ferme, târguri și piețe agroalimentare și dozatoare de lapte. Având în vedere importanța aplicării acestor măsuri pentru sănătatea publică, Planul Național de Control este susținut de către crescătorii de animale și operatorii din industria alimentară de profil din țara noastră. Toate probele recoltate în cadrul acțiunilor prevăzute în acest plan vor fi transmise Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară pentru a fi analizate. Costurile acestor analize vor fi suportate din bugetul ANSVSA. Decizia președintelui ANSVSA a fost luată pe baza unei analize de risc, elaborată și finalizată recent de specialiștii autorității. Un argument în plus îl constituie și apropierea sezonului estival, atunci când pe litoral sau în alte zone de interes turistic din țară crește rulajul de marfă al unităților din industria alimentară și afluxul de turiști aflați în concediu și copii aflați în vacanță, în tabere școlare. Pentru ca acțiunile ANSVSA de prevenire a contaminării produselor alimentare cu acest tip de bacterie patogenă să fie eficiente, este necesar ca direcțiile de sănătate publică să intensifice comunicarea publică, activitățile de informare și educare a cetățenilor privind normele de igienă și măsurile pentru respectarea acestora, deoarece factorul uman este cheia prevenirii apariției acestui tip de îmbolnăviri. La fel de importantă în acest sens este colaborarea strânsă între toate instituțiile statului cu atribuții și responsabilități în protejarea sănătății publice, se arată în comunicatul instituției. ANSVSA va face public săptămânal rezultatele analizelor pentru probele prelevate în cadrul acestui plan național de control. Vremea ploioasă, cu nopți reci, a întârziat cu aproape o lună plantarea legumelor în câmp. Vom asista la producții mai mici și prețuri mai mari, avertizează legumicultorii, potrivit jurnaliștilor de la OLTV. Ei vor să facă demersuri pentru a obține un ajutor din partea statului, să compenseze pierderile. Și culturile din solarii sunt afectate de primăvara atipică. Sunt cuprinse de mană și putregai. De asemenea, calitatea răsadurilor s-a depreciat, pentru că nu s-au putut replanta în câmp. Pentru producători, întârzierea înseamnă o producție mult diminuată, iar pentru consumatori, prețuri mari. Pescarii din Corabia și din sudul județului Olt au un loc al lor unde să-și vândă produsele. Și asta după ce la sfârșitul săptămânii trecute a fost inaugurată bursa de pește din localitate. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă, aceasta a fost construită în vecinătatea pieței agroalimentare din oraș. Proiectul a fost realizat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013 și are o valoare de aproape 600.000 de euro. Mai exact, a fost construit un spațiu de aproximativ 800 de metri pătrați, dotat cu mașini de gheață, acvarii și vitrine frigorifice. Deja, bursa de pește a dus și la crearea primelor locuri de muncă. Un investitor spaniol a luat în chirie două spații comerciale și a înființat și 12 locuri de muncă. Reprezentanții primăriei Corabia și-au exprimat speranța că de la bursa de pește din oraș se vor aproviziona marile magazine, dar și restaurante din județele vecine, având în vedere și prețurile avantajoase.
cam câte tractoare mai produce MAT în acest moment? Pe lună, pe an? Aproximativ 50 într-un an. Față de? Mii care se produceau în jur de 300-350 total tractoare înainte de 89. Și de ce a scăzut această producție? Numai din cauza dificultăților financiare ale agricultorilor sau și din cauza că există concurență pe piață? Nu, s-a lărgit foarte mult piața în România și în momentul de față s-au stratificat, să zicem așa, și asociațiile agricultorilor de la suprafețe foarte mici la suprafețe foarte mari, iar noi nu am putut ține pasul cu tehnologia foarte avansată, să zicem tractoare de 3, 4, 500 de cai putere care se folosesc în momentul de față la în exploatațiile mari și utilajele aferente. Cam câți angajați mai sunt la MAT? 150, din 9.000 cât eram în 89. Spuneați la un moment dat că nu vă sprijină nimeni. În ce sens nu vă sprijină nimeni? Noi ca și producători agricoli n-au cum, de utilaje agricole n-au cum să ne sprijine. Noi suntem legați de producătorul de bază al agriculturii, el trebuie sprijinit și prin el suntem sprijiniți și noi. Adică de fermier. Exact, oamenii când dau bani, cumpără, când nu au bani, da. Nu pot. În ce proporție se produc aici tractoarele? Am înțeles că o parte din piese se aduc din alte țări. Deci numai motorizarea și transmisia. Deci să zicem 70%, aproximativ 70% se importă. Se importă. Da. Restul le producem noi. Ce așteptări aveți de la acest târg? Ca de fiecare dată, după fiecare târg, așteptăm un impuls. Se întâmplă acest lucru? Se întâmplă. În ce sens? Vin să... Deci, în special, produsele de sezon. În special, în momentul de față, cultivatoarele, încă semănătorile, că nu s-a terminat semănatul, și după aceea, campania de vară, care urmează. Pentru oferi campania. Și utilaje separat față de tractoare? Sigur că da. Păi, în special utilaje. În special utilaje. Tractoarele, mai mult pe proiecte. Pentru că sunt scumpe și oamenii nu au putere financiară. De la cât la cât costă un tractor? 1 miliard tractorul de 47 de cai și 1 miliard 360 tractorul de 80 de cai. Prețurile cu TVA. Mulțumim frumos! Vești proaste de la meteorologi. Vremea se răcește și revin ploile sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului în majoritatea regiunilor. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate din punct de vedere agricol. Totodată pot fi condiții de producere a grindinei. Aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor în cultura grâului de toamnă pe profilul de sol 0-100 de centimetri va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, pe aproape întreg teritoriul. Pe ansamblu, procesele de creștere și dezvoltare ale speciilor de câmp și pomi viticole se vor desfășura normal pe majoritatea suprafețelor agricole. La culturile de toamnă semănate în perioada optimă, uniformitatea și vigurozitatea plantelor vor fi în continuare bune și medii, iar la cele întârziate fenologic și pe terenurile cu deficite de apă în sol, starea de vegetație va fi medie și slabă. Ca urmare a intensificărilor de vânt cu aspect de vijelie și căderilor de grindină, vor fi posibile culcarea lanurilor în vetre, perforarea și sfâșierea frunzelor, ruperea ramurilor și a coardelor, precum și căderea rodului la speciile pomi viticole. În condițiile meteorologice prognozate, lucrările agricole în câmp se vor desfășura cu dificultate.